Salutare! Vikingii sau normanzii au fost exploratori și războinici scandinavi, care în perioada 700-1050 au dominat jumătatea nordică a Europei. Curajul și cruzimea lor le-a adus celebritatea, însă puțin știu faptul că aceiași vikingi care atacau și luau vieți nevinovate au contribuit la inventarea unor obiecte, tehnologii pe care noi le utilizăm și astăzi. În ciuda faptului că majoritatea invențiilor acestora erau legate de arme, aceștia au descoperit noi metode mai eficiente de transport maritim, noi metode de orientare pe mare, metode ce aveau o precizie extraordinară, asemănătoare preciziei GPS-urilor din zilele noastre. Aceste descoperiri și inovații reflectă adevărata preocupare și inteligența normanzilor, care nu erau atât de barbari precum îi descrie istoria, ci dimpotrivă, ingineri foarte buni și maestri de război. Înainte de a începe însă, acest videoclip este sponsorizat de Vikings War of Clans, joc inspirat de celebrele RPG-uri ale anilor 90 pe care le-am îndrăgit cu toții. Peste 20 de milioane de oameni schimbă constant cursul jocului la ora actuală, luptând pentru resurse, creând alianțe și confruntându-se în diverse competiții. Vikingii au fost într-adevăr genii ale războiului, așa că puteți ridica imperii alături de aceștia. Dacă doriți să mă susțineți, downloadați gratis jocul Vikings War of Clans de pe linkul din descriere și veți primi automat 200 de monede de aur și un scut de protecție ce vă vor ajuta în aventura ce urmează să înceapă. Pe locul 10 se află scutul. Surprinzător, scutul vikingilor nu se asemăna cu celelalte scuturi medievale de la vremea respectivă. Cu o dimensiune de 75-90 de centimetri, acesta avea o suprafață formată din 7-8 scânduri de brad, arin sau plop. Lemnul subțire și flexibil din scut diminua forța de impact a armelor adverse. Aceștia aveau chiar și o poziție defensivă în linie, formând un zid de scuturi, asemănător tacticii testudo a militarilor romani. Locul nou este ocupat de pieptene. Surprinzător, vikingii nu erau interesați în permanență de arme și crime, ci adesea aveau foarte mare grijă de aspectul acestora. Întotdeauna când călătoreau pe mare, vikingii purtau cu ei acești piepteni confecționați din coarne de cerb. Arheologul Steve Ashby susține că aspectul fizic al normanzilor le reprezenta identitatea. Nu numai că puneau pres pe pieteni și îi confecționau din materiale rezistente, ci îi și luau cu ei în locul de veci când mureau. Locul nou este ocupat de pieptene. Primele bărci utilizate de vikingi foloseau vâslele în favoarea padelelor, ceea ce în vreme de furtună putea reprezenta un pericol, barca fiind foarte ușor de răsturnat. Nu mai punem la socoteală faptul că viteza era una înceată și nu le permitea vikingilor să străbată distanțe lungi. În secolul 8, vikingii au adăugat o componentă ce avea să asigure echilibrul bărcii, și anume chila. Ulterior, adăugând și o pânză înaltă de până la 245 de metri, vikingii puteau călători și transporta produse pe distanțe semnificativ mai mari. Pe locul 7 putem vedea că vikingii nu numai că au îmbunătățit bărcile deja existente, ci au inventat un model nou, corabia vikingă numită Longboat. Dr. William Short, specialist în domeniu, susține că bărcile rezistau foarte bine pe ape agitate, acestea fiind utile atât pe mare cât și pe râuri. Elasticitatea vâzlilor juca un rol important în moment ce nu loveau apa cu rigiditate, ci pluteau simultan cu ea. Vikingii dispuneau de nave capabile să reziste pe mare în cele mai rele condiții, însă cea mai mare problemă a navigației maritime de la vremea respectivă era orientarea, problemă pentru care bineînțeles că normanzii au găsit o soluție. Aceștia au inventat una dintre versiunile busole magnetice. Chinezii aveau și ei astfel de busole în aceeași perioadă, dacă nu mai devreme, însă vikingii erau singurii posesori ai tehnologiei în Europa. Folosindu-se și de cunoștințele acestora legate de orientarea nord, sud, est, vest în funcție de mișcarea soarelui, aceste busole au ajutat să străbată Oceanul Atlantic chiar și în condiții de ceață. Pe locul 5 putem observa o altă invenție a vikingilor, unde cunoștințele despre soare par să fi jucat un rol important. Busola solară. Deși o invenție simplă, această tehnologie ingenioasă le permitea normanzilor să călătorească distanțe mari cu o precizie surprinzătoare. Busola era alcătuită dintr-un disc de lemn. Gnomul, adică un instrument antic folosit la determinarea meridianului și a orei, cât și țărușul folosit la însemnarea discului. Procesul era mai ușor decât sună, însă cel mai mare dezavantaj al invenției este că, pe timp de noapte, devine inutilă. În urma dezastrului navei Elderney, care s-a scufundat în 1592, a fost descoperit un cristal din calcit, ce se presupune că ar fi fost folosit la alcătuirea unor busole care să funcționeze pe timp de noapte. Specialiștii spun că acest cristal se folosea împreună cu discul solar de la numărul anterior. Datorită formei acestuia, cristalul poate dubla imaginea polarizând lumina.
Astfel, folosind cristalul, vikingii se puteau orienta chiar și la o oră după apunerea soarelui, dispunând astfel de busole atât pe timp de zi cât și de noapte. Locul 3 este ocupat de schiuri. Aparent, pe lângă furci și crimă, vikingii dispuneau și de alte metode de distracție. Cu toate că în Rusia și China existau deja, normanzii au introdus stilul vestic de schiuri. Aceștia utilizau schiurile în principiu la deplasare, însă ulterior, în secolul XVIII, deja existau competiții sportive de schi inspirate de această activitate recreativă. Pe locul 2 se află ochelarii. Lentilele erau confecționate din praf de cristal în Suedia. Cu toate acestea, Otto Ahlström a studiat respectiv ochelari ai normanzilor ca parte a unui studiu despre bijuteriile vikingilor și a ajuns la concluzia că ochelarii reprezentau un simplu accesoriu și nu ajutau la îmbunătățirea vederii. Astfel am ajuns și pe locul întâi. În acest caz nu putem folosi neapărat termenul inventat, pentru că o să vorbim despre cum capitala Irlandei și-a căpătat numele. Cele mai vechi dovezi ale unui popor așezat pe respectivul teritoriu datează chiar din anul 841, când vikingii au denumit capitala Irlandei Dublin. Ulterior, Dublin a devenit centrul de comerț cu sclavii normanzilor în Europa. Aceștia aveau să dețină controlul asupra teritoriului până în 1014, când regele Brian Boru a învins trupele normande. Cu toate acestea, există și alte invenții interesante și inovații aduse de către vikingi pe care nu le-am discutat, invenții printre care numerăm toporul de luptă sau cortul briliant pe care normanzii și-l construiau. Observăm cum multe dintre lucrurile auzite la televizor și lucrurile pe care le auzim de când suntem mici despre vikingi nu sunt adevărate și, în ciuda cruzimii acestora, poporul normand a adus și schimbări benefice asupra lumii. Acestea fiind spuse, cam asta a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pe data viitoare!